Inconștiența unui bărbat a dus un adolescent de 15 ani de urgență la spital. Împreună cu alți doi prieteni, băiatul își legase sania de mașina tânărului care îi tracta, deși nu avea nici măcar permis de conducere. Într-o curbă, șirul de sănii a trecut însă pe contrasens și a fost lovit în plin de o mașină. Colegul meu, Damian Samoilă, are însă mai multe informații pentru noi. Bună ziua, Damian! Povestește-ne, te rog frumos, în amănunt, cum s-a întâmplat. Cum găsit, distracția celor patru se putea transforma într-o tragedie. Aseară, în jurul orei 22, tânărul de 23 de ani s-a oferit să-i distreze pe copii. Nu a contat că era la volanul unei mașini fără să aibă permis de conducere. Bărbatul a legat cele trei sănii pe care stăteau trei copii de autoturism, dar într-o curbă la dreapta a pierdut controlul, iar săniile au intrat pe contrasens. Șoferul mașinii care venea din sensul opus nu a avut timp să reacționeze și a intrat în cei trei tineri. Cel mai grav rănit a fost un băiat de doar 15 ani, care a și fost transportat de urgență la spitalul orășenesc Năsăud. Poliția i-a testat pe amândoi conducătorii auto cu aparatul alcool test. Rezultatul a fost zero. Poliția continuă acum cercetările. Damian, îți mulțumim pentru informații.